trei tineri au gonit cu viteză spre moarte. Doi dintre ei au murit, iar un al treilea a ajuns în stare gravă la spital în urma unui tragic accident rutier. Din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul volanului și a izbit violent două tiruri parcate. Datorită vitezei excesive, a derapat, părăsind partea carosabilă. Viteză. Orice va începe să fie. Viteza excesivă a stat la baza tragicului accident petrecut pe o șosea din Bistrița-Năsăud. Acul vitezometrului a rămas blocat la 180 de km la oră. Trei tineri cu vârste între 17 și 27 de ani se aflau în mașina morții. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului, a acroșat un podeț și a intrat în două tiruri parcate regulamentar. Mașina a ricoșat și s-a oprit în cele din urmă într-un alt camion parcat. În urma impactului violent, pasagerii au fost pur și simplu proiectați în afara mașinii. A fost destul de dificil deoarece pacienții erau săriți din mașină sub tirul respectiv din fața lor. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje SMURD, ambulanțe și un echipaj de la descarcerare. Când am văzut la fața locului, două vechi erau stopă de respirator, una inconștientă, pentru cei doi s-a început mai avea resuscitare, iar cealaltă protagonistă prin ajutor. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru doi dintre aceștia nu s-a mai putut face nimic. Singurul supraviețuitor, șoferul autoturismului, a fost transportat în stare foarte gravă la spital. În urma impactului violent, mașina a fost transformată într-un morman de fiare contorsionate, iar bucăți din autoturism au rămas împrăștiate pe asfalt. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.